Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Alex Stelea, câștigătorul Survivor România 2022, duce o viață de bună după ce a intrat în cont suma de 100.000 de euro, premiul oferit de ProTV pentru competiția din Republica Dominicană. Tânărul barman din Constanța a fost declarat marele câștigător și s-a întors acasă hotărât să folosească banii primiți pentru a-i ajuta pe cei care au crezut mereu în el. Prima pe listă a fost chiar mama sa, care este plecată în Italia. Alex Stelea și-a dorit să-i ofere celei care l-a crescut un sprijin necondiționat pentru tot ceea ce a făcut pentru el de-a lungul anilor. Așa că s-a oferit să-i cedeze acesteia marele premiu de 100.000 de euro, dar aceasta a refuzat și a acceptat doar o parte din suma totală. A trecut o lună și un pic, eu încă mă adaptez în lumea asta, Bucureștiul e nou. Cred că aș face o prostie, dacă m-aș arunca într-o investiție fără a ști foarte bine. I-am dat o parte din bani mamei să facă ce vrea cu ei. I-am dat 20.000 de euro, pentru că nu a vrut mai mult. A fost un moment pe care l-am așteptat și eu și ea de foarte mult timp. I-am spus, mamă, trebuie să-ți trimit bani, a declarat Alex Stelea, a trecut o lună și un pic, eu încă mă adaptez în lumea asta, Bucureștiul e nou. Cred că aș face o prostie, dacă m-aș arunca într-o investiție fără a ști foarte bine. I-am dat o parte din bani mamei să facă ce vrea cu ei. I-am dat 20.000 de euro, pentru că nu a vrut mai mult. A fost un moment pe care l-am așteptat și eu și ea de foarte mult timp. I-am spus, mamă, trebuie să-ți trimit bani. A declarat Alex Stelea, după ce a devenit cunoscut, pentru Alex Stelea s-au deschis noi oportunități, fiind invitat în multe emisiuni de televiziune și propunându-i se mai multe colaborări în mediul online. Tânărul a participat și la un show de stand-up comedy pentru amatori. Încep să fac anumite colaborări, e interesant. Colaborări online și pe partea de publicitate, e un pas destul de bun pentru mine, a precizat Alex Stelea. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.